Trebuie să creștem nivelul de trai și să implementăm un amplu proiect de susținere a diasporei, dacă vrem să-i convingem pe conaționalii noștri să revină acasă. Declarația a fost făcută de președintele partidului Șor, Ilan Șor, într-o intervenție live pe Facebook. Politicianul a amintit că un program de susținere a cetățenilor stabiliți în străinătate, intitulat Casa mea e Moldova, este implementat la inițiativa sa în Orhei. Prin intermediul acestuia, sute de familii au revenit în patrie. Potrivit lui Ilan Șor, partidul său va insista ca un astfel de proiect să fie implementat la nivel național. Potrivit președintelui partidului Șor, formațiunea sa va insista pe implementarea imediată a unui program care să conțină acțiuni concrete de sprijin a diasporei și nu doar de promisiuni mărețe, în spatele cărora mulți politicieni moldoveni sunt obișnuiți să se ascundă. La Orhei se acordă indemnizații unice de 10.000 de lei. Da, este puțin, dar vom identifica soluții pentru ca acest ajutor să fie mai consistent. Consider că trebuie să fie luate în calcul sume între 30.000 și 50.000 de lei. Președintele partidului Șor a dat exemplul Israelului, acolo unde a fost implementat un program de repatriere. Datorită acestuia, populația țării a crescut în anii 90 de peste două ori. Cei veniți acasă au primit indemnizații, au fost ajutați să-și găsească de lucru, loc de trai și au fost scutiți de impozite timp de 10 ani. Trebuie să le oferim migranților posibilitatea de a beneficia de scutiri fiscale la deschiderea unei afaceri, să facem astfel încât cei plecați să revină acasă liniștiți, să poată duce un trai decent. O altă condiție necesară pentru încurajarea revenirii concetățenilor noștri despre care a vorbit Ilan Șor este creșterea nivelului de trai și crearea noilor locuri de muncă. Partidul Șor propune în acest sens un nou model economic prin revenirea parțială la economia planificată. Precizăm că datorită programului Casa mea e Moldova, implementat la Orhei, cetățenii din străinătate care revin în patrie primesc nu doar indemnizații unice și scutiri fiscale, dar și compensații pentru achitarea facturilor de întreținere și dreptul de a circula gratuit în transportul public. Partidul Șor a elaborat un proiect de lege care prevede extinderea acestui proiect la nivel național. Potrivit datelor oficiale, 250.000 de moldoveni sunt plecați în străinătate, iar neoficial ar fi vorba de 1 milion.